Invitatul de astăzi din seria Ce mașină să-mi cumpăr este acest frumos crossover subcompact francez numit Renault Captur. Ce vezi aici este versiunea RS Line. Îl găsești în configuratorul Renault ca ediție E-Tech Engineered. Prețurile pentru Renault Captur pornesc în România de la 18.500 de euro. Însă gama de prețuri diferă foarte mult în funcție de ce tehnologie ascunde mașina sub capotă. Mă rog, în funcție de ce motorizare. Așadar, dacă te întrebi cât costă mașina din spatele meu, ei bine, e 34.000, un pic peste 34.000 de euro. Deci o diferență foarte mare de la cei 18.500 preț de pornire. Însă nu am găsit o mașină configurată ca entry-level, așa că lucrăm cu ce avem. O să luăm frumusețea asta din spatele meu și o să vă zic ce anume aduce Renault Captur în versiunea entry-level, astfel încât să marcăm diferențele între ce vezi aici și ce primești în cazul în care îți iei un Captur TC90, căci aceea este motorizarea entry-level. Versiunea de echipare echilibră. O mare parte din diferența de prețuri nu este dată de ceea ce primești la exterior, pentru că diferențele nu sunt dramatice, în sensul că primești designul acesta evident, cu faruri full LED și lumini în spate full LED. Desigur, există aici câteva diferențieri din astea estetice, în sensul că ăsta este un pic mai agresiv decât versiunea entry-level. Jantele, acestea sunt de 18 inch, cu design specific RS Line sau, mă rog, design specific E-Tech Engineered. Trebuie să menționez că există și versiunea RS Line pentru motorizări termice. O să vă explic imediat cum anume se împart versiunea de echipare în cazul lui Renault Captur. Cert este că în versiunea entry-level nu primești jantele astea de 18 inch, primești jante de oțel cu design flex wheel, cu care deja ești obișnuit, de 17 inch. O chestie distinctivă la Renault Captur este faptul că îl poți configura în mod duoton, adică plafonul să aibă o culoare, iar restul caroseriei să aibă altă culoare. Oglinzile în versiunea entry-level, chiar dacă vor avea aceeași culoare precum caroseria, vor fi în schimb electrice. Desigur, pe versiunile superioare de caroserie primești așa inserții din astea cromate, care să arate bine. Și că toți suntem aici și te întreb de ce tot se aprind farurile sau luminile și se sting. Ei bine, în versiunea entry-level nu primești acest card Easy Access pe care îl primești pe versiunile superioare, deci ai cheie normală de acces în mașină. Că am ajuns în spate, hai să vorbim un pic despre portbagaj, care în cazul acesta nu este extraordinar, e un pic peste 200 de litri, pentru că vorbim de versiunea plug-in hybrid, care are o baterie de 10 kWh pe aici, pe undeva, așa că spațiul portbagajului a fost restrâns considerabil până la 200 de litri, altfel e 334 de litri. După cum poți observa, un geamantan îți va intra fără probleme, poate chiar două, dacă scap de rucsacul acesta de aici. Și că toți suntem aici, o să vă spun că în cazul în care te hotărăști în privința lui Captur sau a altei mașini pe care o găsești pe cemasina.superspeed.tv, apelează cu încredere la specialiștii în leasing de la Raiffeisen Leasing. Aici ai frumos lumină în spate, pentru când vrei să oprești portbagajul pentru întuneric, evident. Aceasta este o plasă pe care o poți comanda, evident, în cazul în care vrei să protejezi capitonajul portbagajului. Iar de desubt, iată, mai e un spațiu pe care îl pot folosi după bunul plac. În cazul acesta vorbim de cabluri de încărcare electrică și un kit de pană. Bun, acum că am văzut portbagajul, hai să mergem către locurile din spate ca să vedem cât de încăpător este Captur la interior. A, nu stai rău deloc, deloc chiar. Și pot spune că pentru mine 1.87 nu e o problemă în a sta mult timp aici, în spatele șoferului, care are aceleași dimensiuni ca mine, pentru că scaunul este setat ca și cum aș sta eu acolo. Spațiul pentru cap este decent pentru cineva de 1,87 m. Spațiul la genunchi, mulțumită acestei scobituri, este și el decent. Altfel, ca pasager în spate, primești un mic spațiu de depozitare aici, duze pentru climatizare, astfel încât să îți fie și ție bine, două mufe USB și, desigur, o priză 12 V, geamuri electrice față-spate cu impuls chiar. Bancheta în spate e compartimentată 1x3, 2x3, însă nu are cotieră, așa că va trebui pur și simplu ca pasager în spate să îți dai ghionturi din când în când cu colegul tău, în cazul în care mai călătorești cu cineva aici. Bun, să mergem mai în față. După cum v-am zis la început, versiunea aceasta pe care o prezentăm aici este top of the line, practic. Așa că ce vezi aici, și anume, de exemplu, inserțiile astea care emită fibra de carbon, pe care le găsești și aici, de exemplu, și aici. Nu le vei primi în versiunea entry-level, evident, exact cum nu vei primi nici aceste inserții roșiatice sau aurii în cazul versiunii E-Tech Engineered. Acum vorbim de un RS Line, practic. Așa, nu vei primi nici badge-ul acesta, însă vei primi acest volan, aproape așa cum îl vezi aici, cu câteva butoane lipsă de aici. O să vorbim imediat despre ele. Vei primi sistem de infotainment AirLink de 7 inch, deci nu ăsta de 9,7 care e mai mare și e dispus pe verticală. În spate aici vei primi instrumentar de bord clasic cu TFT de 4,2 inch, nu acest instrumentar de bord digital cu diagonală de 10 inch. Pe acesta îl găsești pe echipările superioare sau bifând anumite opționale. Altfel, pe partea de siguranță, Renault Captur vine în standard cu airbag-uri frontale și airbag-uri laterale de tip cortină. Vine cu un sistem care îți arată distanța în timp față de mașina din față, astfel încât să nu te apropii periculos de mult de ea. Tot timpul se înroșesc cifrele astea aici, pe care nu le vedem pentru că, desigur, nu avem mașină în față. După cum spuneam, indiferent de nivelul de echipare, primești geamuri electrice față și spate. Toate patru sunt cu impuls, oglinzile sunt cu operare electrică și dejivrare. În stânga, aici, avem asistentul de menținere pe bandă. De aici reglezi intensitatea atât a instrumentalului de bord cât și a ecranului de infotainment. Foarte util când călătorești noaptea și nu vrei să îți luminezi asta foarte tare în ochi. Un buton pentru reglarea înălțimii luminilor și această clapetă pe care o apeși și îți deschide portul de încărcare. Clusterul acesta este pentru comenzile pilotului automat, iar aici în dreapta, desigur, reglezi afișajul instrumentalului de bord, fie că este digital, fie că este clasic, de 4,2 inch, tot de aici vei opera și îți vei seta tu ce informații vrei să-ți fie afișate acolo. Lumini automate, în cazul versiunilor superioare, primești chiar și nu se vede acum pentru că e prea lumină afară, însă primești asistent de fază lungă, practic îl comuți așa și apoi el va schimba între lumine de întâlnire și cele de drum în funcție de situație. Desigur, ștergătoare automate pe Renault Captur. Am uitat să vă arăt ceva aici. Iată-l ascuns, este butonul de încălzire a volanului și aici ai butoanele de încălzire a scaunelor. Nu este o dotare care vine în entry-level, evident, ce o găsești pe nivelurile superioare de echipare. În cazul hibridului plug-in primești buton de EV. Acum nu este available pentru că nu avem baterie. Apoi ai butonul de My Sense prin care îți setezi modul de rulare. Din nou, pentru că nu avem curent în bateria de 9,8 kWh, nu putem să selectăm modul Pure. Modul Pure înseamnă rulare electrică cât mai mult timp, iar apoi dacă dai pe Sport sau eSense, ai acest buton eSave prin care poți folosi motorul termic, în cazul hibridului plug-in, evident, pentru a-ți încărca bateria. Să spunem că mergi la drum și nu vrei să folosești neapărat bateria suplimentară, astfel încât o păstrezi acolo să se încarce și să fie pregătită pentru când ajungi în oraș. E-Tech Plug-in Hybrid poate să ruleze 50 de km în regim pur electric și se laudă cu un consum de 1,5 litri la 100 de km. Asta, desigur, în cazul în care îți încarci în mod responsabil bateria pentru a folosi mașina cât mai mult în regim electric. Asistentul de parcare. După cum poți să vezi, îți poți configura capturul cu oglinzi peste tot, față, spate, laterale, astfel încât să ai acest bird's eye view. În cazul în care vrei să parchezi mai ușor, te poți folosi de această funcție. Acesta este un buton de unde îți activezi camerele și poți comuta astfel încât să primești informațiile de care ai nevoie de la feed-ul camerelor. Desigur, aceasta nu intră în echiparea standardă a mașinii, însă o găsești în configurator, fie pe echipările superioare, fie în lista de opționale. Apoi, aici primești două mufe USB, un mufă auxiliar și o priză de 12V. În entry-level, la 18.500 de euro, Renault Captur vine cu cutie manuală și cu motorizare termică clasică TC90 sau, dacă mai dai 500 de euro, îl poți lua cu motorizarea de 100 de cai putere, care funcționează atât pe benzină cât și pe GPL. Este practic echivalentul EcoG-ului pe care îl avem și la Dacia. Ea va rula tot timpul în marșalier, în mod electric, pentru că nu are pinioane și pentru marșalier. E o tehnologie inspirată din Formula 1, practic, doar că aici, în Captur, este folosită pentru eficientizarea resurselor, nu neapărat în direcția sportivității, ci în aceea a consumului cât mai mic de carburant. Frână de mână electrică și ai și funcția auto-hold. Dacă activezi auto-hold-ul, practic, atunci când staționezi, chiar și în drive, mașina nu va pleca de pe loc, chiar și dacă iei piciorul din frână. Pe partea de materiale folosite la interior, Capturul, să știi că nu dezamăgește, adică în partea superioară și în locurile unde atingi în mod frecvent mașina, primești materiale moi. Și dacă te uiți atent, ai lumini ambientale LED. Desigur, acestea nu vin ca dotare standard, însă o găsești pe nivelurile mai bine echipate. La fel cum găsești această tapiserie din piele și textil, e un mix foarte simpatic. Altfel, în echipare entry-level îl găsești cu tapiserie textilă. Ca spații de depozitare, în față ai buzunare destul de generoase la portieră. Aici, un spațiu unde să te arunci cheile sau alte mărunțișuri. Acesta este spațiul pentru cartelă, cu toate că nu văd de ce nu l-ai ține tot timpul în buzunar cartela asta, că e mult mai simplu. Iar aici, de desubt, așa, mai primești încă un spațiu de depozitare care funcționează și ca pad de încărcare pentru telefoanele mobile. O cotieră decentă ca dimensiuni, nu teribil de mare, însă suficientă cât îți mai pui niște mărunțișuri aici. Și, practic, cam atât. După cum spuneam, prețurile lui Captur variază foarte mult, în sensul că entry-level-ul TC90 cu manuală ți-l iei cu 18.500 de euro. De asta o să-l includem practic în categoria de preț de 20.000 de euro, cu toate că prețul de captură, în funcție de motorizare pe care o alegi, ai de ales între TC90, EcoG100, apoi ai TC140, ceva mai puternic, apoi ai hibridele, cel clasic, E-Tech 145 și E-Tech 160, care are și funcție de încărcare la priză. Durează 4-5 ore încărcarea și costă 34.300 de euro, însă prin programul Rabla ți-l achiziționezi cu vreo 5.000 de euro mai ieftin. Deci, practic, scade sub 30.000, însă, din nou, o diferență foarte mare de preț între entry-level și versiunea aceasta sau versiunea E-Tech Plug-in Hybrid. Partea bună este că ai de unde alege, practic, în cazul de Captur, așa că dacă vrei, pur și simplu, un crossover care să fie așa dezirabil, care să arate bine și care să vină cu un nivel decent de dotări, atunci ți-l poți lua chiar și la 18.500, iar dacă vrei mai mult, e bine să știi că ai de unde alege. În cazul în care ai găsit util acest walkaround, nu uita să dai like videoului de pe YouTube, dai subscribe canalului de YouTube SuperSpeed TV și ne vedem la următorul.